Boboteaza este ziua în care preoții umblă cu botezul și binecuvântează casele oamenilor cu aghiasmă. Sărbătoarea este una importantă pentru toți și, în special pentru cei de la sate. L-am întâlnit astăzi pe preotul Cristian Pomohat și l-am oprit din drum pentru a ne povesti despre marea sărbătoare de mâine. Dacă aveți norocul să treceți printr-un astfel de loc, veți fi martor la obiceiurile frumoase ale țăranilor. Mâine este o sărbătoare mare datorită faptului că noi creștinii sărbătorim botezul Domnului nostru Isus Hristos. Cu 2000 de ani și în urmă, Hristos, cel care a venit ca să mântuiască poporul, nu numai cel izraelian, ci și pe toți cei care cred în el, a coborât la Iordan ca să fie botezat de Ioan. Hristos nu aduce alt mesaj decât bucurie. Și pentru că a început să ningă și oamenii au așteptat și lucrul ăsta, cred că este încă o dată un prilej ca să-l asocieze cu botezul Domnului nostru Isus Hristos. Dacă aveți norocul să treceți pe la sate, veți fi martor la obiceiurile frumoase ale țăranilor. În ajunul sărbătorii, fetele postesc pentru a avea bărbați buni și harnici, iar femeile pregătesc piftie, asta pentru ca tot anul să le fie fața curată. Fetele așteaptă această sărbătoare pentru că la sfințirea caselor fură busuioc din găleata cu aghiazmă și îl pun sub pernă să-și viseze ursitul. Bărbații și văduvele iau firele de busuioc, le leagă cu ață, lână sau mătase roșie și le poartă cu ei pentru a fi feriți de rele. Tinerii înconjoară casele și grajdurile zornăind din clopoței fiervec sau tălângi, rostind versuri specifice sărbătorii eu vin dintr-un sat cu rezonanță folclorică extraordinară, din Rebrișoara. Nu știu cât știți, am un frigos mare, nu știu dacă știți lucrul ăsta, dar vreau să vă spun că acolo în Rebrișoara, când este Boboteaza, oamenii din sat merg la special la biserică să vadă dacă îngeață struțul popii. Preotul iese la râu și atunci acolo se face aghiasma mare și în timp ce binecuvintează oamenii cu struțul de busuioc, îngeață. Și dacă îngeață, atunci atâți oamenii zic, e un an binecuvântat de Dumnezeu. În ziua de 6 ianuarie, fetele își numărau parii de la gard, ghiceau un oglindă sau în apă, ori scormoneau focul din vatră. Totul pentru ca ursitul lor să vină mai repede. O echipă TTM va fi prezentă mâine într-un sat de lângă Târgu Mureș, de unde vă va aduce imagini și povești cu tradiții și obiceiuri de bobotează. Nu ratați jurnalul de mâine!